Profesor dr. Alexandru Blidaru, medic primar oncologie medicală și chirurgie generală, are la activ peste 30.000 de intervenții chirurgicale efectuate în 4 decenii de activitate în domeniul chirurgiei și ginecologiei oncologice. De altfel, este primul medic din România care a efectuat în premieră în anul 1998 o operație de mastectomie cu reconstrucție mamară imediată. Îl am alături de mine astăzi pe reputatul profesor care are peste 2 decenii la Catedra Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, dar care este și un reputat chirurg la Institutul Oncologic, profesor dr. Alexandru Trestioreanu. Domnule profesor, aveți 3 specialități medicale, puțin mai neobișnuit în lumea medicinei, și anume am văzut că aveți și chirurgie generală și oncologie medicală, dar și chirurgie plastică. Oh, aceste specializări documentate și atestate sunt numai o parte din lucrurile pe care a trebuit să le dobândesc ca să pot să-mi fac meseria bine. Oncologia medicală a venit firesc și a venit la început, pentru că tratam în principal cazuri de cancer, adică le operam, dar trebuia să știu și cum e tratamentul sistemic, cum e tratamentul oncologic. Apoi, pentru că operam mult cancer mamar și pe vremea aceea mastectomia încă era o intervenție necesară în multe situații, mi-am dorit foarte mult ca o pacientă, după operația pentru cancer mamar, o operație urâtă, mutilantă, necesară la vremea aceea, adică mastectomia, să arate bine. Și de aceea am început să fac reconstrucții mamare imediate și țin minte că eram pregătiți și eu și echipă din care făcea parte atunci un drag prieten chirurg plastician, doctorul Octavian Badea, eram pregătiți să facem prima reconstrucție. Dar am așteptat câteva luni pentru că implanturile, protezele de silicon pe care trebuiau să le folosim, trebuiau să fie acreditate în România. Și atunci am făcut prima reconstrucție și țin minte că pacienta mi-a spus după luni de zile după operație, care a fost o reușită și rezultatul estetic a fost foarte frumos și cel oncologic la fel, mi-a spus că înainte de operație au venit destulă lume la ea, inclusiv medici din institut, și au spus că face o mare greșeală, cum poate să-și pună un lucru de plastic acolo și că trebuie să fie o operație sigură și atâta tot. Mentalitate. Și e o luptă continuă cu mentalitatea și cu prejudecățile. Și aș putea să spun că acum, de exemplu, în România, spre deosebire de țările occidentale, de țările dezvoltate, de America, operația cea mai frecventă pentru cancer mamar în România a rămas mastectomia. 80% dintre femeile din România cu cancer mamar sunt tratate chirurgical prin mastectomie. Și există o diferență enormă față de ce se întâmplă în vest sau în alte țări. Sigur, iau un exemplu, o țară mică, dar cu un sistem medical extrem de bun, Israelul. Acum câteva zile a fost conferința Societății Române de Chirurgie și am avut acolo un curs legat de chirurgia cancerului mamar și ce trebuie să facem să îmbunătățim această chirurgie. Și ca să știm de unde plecăm, am prezentat așa o imagine de ansamblu. Și țin minte că înainte de curs am vorbit cu invitatul
un profesor reputat de chirurgie oncologică din Israel și au rămas uimit de cifrele noastre, pentru că în Israel numai 20% din cazurile de cancer mamar sunt tratate prin mastectomie și marea majoritate acestor cazuri care au nevoie de mastectomie beneficiază de reconstrucție imediat. În rest, e tratament conservator. Tratament conservator e numai 20%, iar o mică parte din pacientele cu mastectomie beneficiază de reconstrucție imediată, foarte puțin, și iară câteva procente de reconstrucție la distanță, ceea ce e o diferență uriașă. De ce mastectomie așa de frecvent în România? Din câteva motive. Cel mai important e prejudecata. Prejudecata pacientei, prejudecata celor din jurul ei, uneori prejudecata medicilor și chiar și a chirurgilor. Și anume, mastectomia e cel mai sigur mod de a trata chirurgical cancerul mamar. Lucrul ăsta nu e adevărat. De zeci de ani se știe că tratamentul conservator, cu indicațiile corecte, asigură aceeași supraviețuire la distanță ca și mastectomie. Ba mai mult, în ultimii ani au apărut studii care arată că tratamentul conservator, păstrarea sânului după operația de cancer, urmat de radioterapie, e un tratament mai bun decât mastectomie, asigurând o supraviețuire mai bună. Cu cât? Și cu o rată de recidivă similară, de câteva procente, dar mai bună decât mastectomia, în niciun caz inferior. În niciun caz ideea de a extirpa tot, de a tăia rău de la rădăcină, nu e adevărată în această boală. E o boală mai complicată. E o boală care uneori, înainte de operație, trebuie tratată sistemic, pentru că e o boală care uneori poate să fie agresivă și nu primul lucru care trebuie făcut e chirurgia. E acest tip de tratament preoperator care se numește neoadjuvant. Dar mai trebuie să spun un lucru. Am zis că primul motiv pentru care mastectomia, din păcate, e cea mai frecventă operație în România pentru cancer mamar, e mentalitatea, e prejudecata. Dar mai e un lucru important. Stadiul avansat la care se pune diagnosticul. Și acest lucru e consecința slabei educații medicale a populației și, din păcate, e consecința absenței unui program eficient, funcțional, de screening pentru cancerul mamar, care poate fi făcut. E o boală care poate fi descoperită repede printr-o metodă simplă, mamografia. Și lucrul ăsta se știe în toată lumea și se și face. Și din acest motiv, poate, e unul dintre motive pentru care mortalitatea prin cancer mamar în România e mai mare decât în țările occidentale. Incidența e mai mică încă în România, dar foarte probabil va crește, va urma trendul celorlalte țări. Acum estimăm aproximativ 10.000-12.000 de cazuri pe an, noi cazuri de cancer mamar, și mortalitatea e de 30-40%, cu aproximativ 10% mai mare decât în țările occidentale. E vorba de absența screeningului și poate, ar trebui să ne gândim și la un tratament care nu-i întotdeauna optimal. Ca peste tot în lume, și tratamentul în România nu e de aceeași calitate peste tot. Asta e un lucru care e greu de rezolvat. Într-un fel se tratează cancerul mamar în centre comprehensive, în care există medici de specialitățile necesare pentru a trata complex această boală, în centre în care numărul de paciente care sunt tratate e mare, deci experiența acumulată e mare,
față de locurile în care din când în când se face o operație pentru cancer mamar. Și e firesc că rezultatele la distanță sunt altele. Și nu numai rezultatele la distanță, dar și rezultatele imediate, cosmetice, estetice. Și referitor la rata de supraviețuire în general, dacă avem o medie pe România, care este în cancerul mamar? Rata de supraviețuire în România e similară cu cea din străinătate, poate puțin mai mică, am spus, mortalitatea ajunge în jur de 40%. Rata de mortalitate depinde foarte mult de stadiul bolii. Dacă în stadiile puțin avansate supraviețuirea la 5-10 ani depășește 90%, la stadiile local avansate, stadiul 3, ea coboară spre 50%. Și cum, din păcate, iar în stadiile cu metastază, dacă sunt 10-15%. Iar cum supraviețuirea în stadiile avansate e mult mai mică și depistarea în România e în stadii avansate, asta explică de ce mortalitatea prin cancer mamar în România e mai mare. Cu tristețe aș spune totuși că unul dintre lucrurile care poate fi îmbunătățit acum în România în tratamentul cancerului mamar e chirurgia cancerului mamar. E o chirurgie care a rămas în urmă. Așa cum v-am spus la început, 80% din cazurile de cancer mamar în România să fie tratate prin mastectomie e mult prea mult. E inadmisibil de mult. O rată de câteva procente, poate 5, hai, maxim 10% de reconstrucție mamară după mastectomie e tare puțin. Trebuie schimbat privind screening-ul, mentalitatea pacientului, mentalitatea populației și mentalitatea medicilor. Am rămas înțepeniți într-o chirurgie a sânului, a trecutului. Așa simt acum. Și mutilantă până la urmă. Din păcate mutilantă.